Maria și Ștefan au mers sus în dormitorul lui Ștefan să ducă pozele pe care Maria le-a primit cu ei doi. Maria a observat că perna aceea personalizată cu poza lor nu era pe pat, era pe jos, între pat și perete. Ștefan repede repede să ia perna de acolo, a luat-o, a aranjat-o pe pat însă Maria s-a supărat, l-a întrebat dacă perna aia doar când vine ea acolo în cameră stă pe pat și în rest nu. Ștefan spunea că stă mereu pe pat perna, doar că s-a grăbit să își facă patul și n-a mai apucat să o pună. Încerca cumva să o împace pe Maria, îi spunea să nu se mai supere, însă Maria deja se supărase, îi zicea Ștefan nu te mai oftica. Maria a insistat cu întrebarea: Cât timp stă perna aia pe pat? Știu că am mai avut o discuție despre aceeași pernă. Atunci când i-a dat perna Maria, Ștefan a îmbrăcat-o cu o altă față de pernă din aceasta normală de la lenjerie, Maria a găsit-o îmbrăcată și i-a dat fața aceea de pernă jos, i-a explicat că perna aia trebuie să stea așa cu poza lor pe pat, că poate să o spele, să-i dea jos uh, acea față de pernă cu poza lor și să o bage la mașină, dar să o pună înapoi uh, la fel, nu să îmbrace într-o altă față de pernă trebuie să se vadă poza lor, ea vrea să aibă poze cu ei doi, vrea să aibă acea pernă pe pat și a spus atunci Maria că dacă Ștefan nu vrea asta, îi ia perna înapoi. Ștefan îi spunea atunci că el nu prea este cu pozele, cu... nu își pune lucruri din acestea prin cameră, însă pentru că Maria și-a dorit, a făcut acest lucru. Acum Maria a găsit perna pe jos și s-a supărat a încercat Ștefan să o împace, îi spunea dacă nu mă crezi că stă pe pat, poți să ceri la un pe material, imagini, ca să vezi că stă acolo pe pat și că acum a picat de acolo și de aceea era pe jos. Maria era supărată și nu părea deloc că îl crede și Ștefan îi zicea nu prea ai încredere în mine când îți zic ceva. Maria i-a răspuns păi nu știu ce să spun și Ștefan a zis unde e toată încrederea aia, unde a dispărut.